Bună ziua, domnule Gheorghe Raelian, vă știu ca un mare unionist. Răunul pe care îl conduceți dumneavoastră a votat declarația simbolică de reunire a Republicii Moldova cu România. Vă văd astăzi aici la Strasburg și anume în așa o zi minunată pentru noi toți românii când sărbătorim centenarul Unirii. Iată, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce sentimente trăiți astăzi când toată românimea sărbătorește 100 de ani de când Sfatul Țării a votat în 27 martie 1918 unirea cu patria mamă România. Cred că cel mai mare sentiment e speranța că acest act se va repeta, ne vom uni cândva cu patria, cu țara, România. Eu sunt unul dintre cei care cred că acest lucru se va întâmpla chiar anul acesta, dar să înțelege că trebuie să fie un concurs de împrejurări favorabil pentru unire. În primul rând, cred că și partenerii noștri de dezvoltare trebuie să înțeleagă opțiunile, dezideratele noastre, visul cetățenilor naționale, mulți până când cred că nu ne înțeleg suficient de bine. Și astăzi, concret, fiind în adunarea, ședința în plen a Congresului Puterilor Locale la Strasburg, trag nădejde că vom reuși să-i convingem și pe aleșii locali din toată Europa că suntem români și este un anacronism faptul că în privința noastră pactul Ribbentrop-Molotov, anexă secretă la acest pact, încă este în vigoare. Eu cred că unul din actorii importanți pe piața internațională, Federația Rusă încă continuă activitățile în planul realizării acestei înțelegeri secrete dubioase. Am mare speranță că vom fi înțeleși cu tot și cel puțin nu ni se vor pune piedici, poate se va reuși de a contracara factorul geopolitic, adică politica Rusiei de a ne menține în sfera sa de influență, politică care continuă să stimuleze minoritățile naționale din Republica Moldova să fie contra Uniei, politică care ne l-a adus în capul mesei sau în fruntea statului pe Igor Dodon, care practic este cel care radicalizează societatea. El și provoacă, iată, doar în câteva zile a impus, a organizat vreo 100 de localități să iasă cu manifeste de condamnare a Unirii și cu cerința de a declara uniuniști în afara legii. Eu cred că ar fi foarte bine dacă am fi susținuți de comunitatea internațională în acest liderat. Domnule Gheorghe Raeleanu, am văzut astăzi că sunteți o delegație numeroasă din Republica Moldova, sunteți undeva vreo 40 de primari care ați venit astăzi la sesiunea 34-a a Congresului Puterilor Locale și Regionale aici la Strasburg. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care este programul acestei numeroase delegații. Delegația are un program de a se familiariza cu Consiliul Europei, concret și cu Congresul Puterilor Locale. Ei asistă de la balcon, privesc cum se desfășoară lucrările aici. Cred că este un lucru foarte important. Vinind încoace, au vizitat câteva țări, am înțeles că au vizitat Budapesta, alte locuri interesante din Europa. Aici au făcut călătorii, câteva tururi prin Strasburg și cu Cora de Oară și în orice caz s-au ridicat și pe cea mai înaltă clădire din oraș, Catedrala Notre-Dame, pare că așa îi spune, și am înțeles că sunt foarte mulțumiți. Această vizită, eu am fost și eu în așa o vizită, din cont propriu, apropo, eu vin toți din contul lor, este benefică. În primul rând, ne scoate un complex de inferioritate. Noi totuși suntem complexați și chiar cineva a observat din membrii delegației vinită cu cont propriu că sunt foarte mulți tineri din Georgia. Și eu observ deja trei sesiuni, foarte mulți tineri din Georgia care vizitează ședințele Congresului Puterilor Locale. Se vede că Georgia are o politică corectă, că aduce tinerii aici, îi familiarizează. E posibil că
îi stimulează, îi aduce pe cei mai buni, posibil că este un concurs acolo și ar fi cazul să facem și noi același lucru. Iar pentru oamenii maturi, pentru primari, este extraordinar de interesant că în afara ședinței ei comunică cu toate delegațiile, cu delegația Rusiei, României, Ucrainei, în primul rând cu ăștia cu care putem discuta în limba rusă, pentru că limba oficială aici este limba rusă. Mai deci sunt delegațiile țărilor baltice care au un rol foarte benefic, ei sunt mai maturi, practic am fost ajutați permanent de către dânșii cu sfaturi înțelepte și cu susținerea chiar, cu un mic lobby la congresul țărilor. Domnule Raileanu, vreau să vă întrebeți, în grupul acesta numeros de primari, sunt și dintre cei care au semnat declarația simbolică de reunire cu România? Sunt de tot felul. Selectarea n-a avut un principiu de selectare după criterii politice sau de gen sau de ceva. Sunt acei care au dorit, au dispus de bani, au jertfit niște bani și au dorit să facă această călătorie. Sunt din toate partidele. Sunt mulți primari semnatari a declarației de unire, sunt și de cei care sunt împotriva unirii, condamnă unionismul. Sunt cu toți aici și sper că aceste călătorii, mai ales comunicarea pe drum, că stau într-un autocar împreună, comunică, discută, eu cred că tot joacă un rol benefic pentru unificarea pozițiilor, pentru clarificarea multor stări de spirit, de necesități. Și ultima întrebare, domnule Gheorghe Raileanu, iată, care este mesajul dumneavoastră adresat tuturor românilor în această zi când sărbătorim centenarul Unirii? Mesajul meu este de a exercita o presiune cât mai mare sub flamura unionismului și sper că această presiune se va realiza, se va duce la rezultate, printre care ar putea fi chiar grăbirea unirii sau intrarea noastră în Uniunea Europeană. Dar cea mai sigură cale de integrare europeană și de intrare în Uniunea Europeană este unirea cu România. Eu cred că o presiune masivă din partea românilor de pretutindeni ar putea să ne ajute să obținem rezultatul dorit de secole și să înlăturăm consecințele politice imperiale a vecinilor noștri care tot timpul au stăruit să ne țină în sfera lor de influență. Domnule Gheorghe Raileanu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu. Mulțumesc pentru posibilitatea de a spune ceva în astăzi cetățenilor noștri din Republica Moldova și de peste tot cetățenilor moldoveni, români, care încă până când sunt mai... Unii sunt timizi să spună că sunt români, dar